Salutare, numele sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul nostru. N-am mai postat de mult pe acest canal, știu, mulți dintre voi credeați că am murit, dar n-am făcut-o, pentru că am postat pe gaming. Dar astăzi voi reveni cu un nou vlog, un prank mai exact. Deci v-aș ruga din suflet să apăsați pe acel buton de like, să strângă 15.000 de like-uri, aș fi foarte fericit pentru acest comeback pe canalul de vlog. Haideți să strângem 15.000 de like-uri. Apăsați pe acel buton de like jos acolo și să se strângă 15.000 de like-uri pentru un comeback reușit, să fiu eu fericit, ca să mă motivați să fac mult mai multe vloguri. Astăzi m-am gândit să fac un prank, lyric prank. Un prank destul de popular zilele astea pe YouTube, peste tot. Dacă nu știți ce este lyric prank, vă explic eu acum. Voi mai exact îi trimiteți mesaj unui prieten, mamei voastre, oricui vreți, orice, unei persoane cu versuri din unele melodii și o să vezi ce reacție au sau cum, dacă se prind sau nu știu, vedem noi. Iar astăzi o să facem farse cu versuri youtuberilor din România. Deci, haideți să începem. Prima dată să-i dăm mesaj lui Denis Vural. Dacă nu știți cine este Denis Vural, este un vlogger destul de vechi care are și în jur de 60.000 de abonați. Deci, haideți să-i dăm lui mesaj chiar acum. Haideți să-i dăm mesaj cu una dintre melodiile lui Alina Eremia. Melodiile ei sunt despre... Să exprime fetele mesaj pentru băieți, deci probabil situația o să devină destul de gay. Haideți să-i dăm mesaj și să vedem cum reacționează. Am decis să încep conversația cu bă ca să aibă totuși un sens, nu să încep chiar cu primul. Ca să nu încep chiar cu primul vers. Bă, da? N-ai nicio idee. Ce? Despre? Semnul întrebării, semnul întrebării. Cum simt de o femeie dragostea? Știi că sunt băiat, nu? N-ai să afli niciodată. Am un fucking penis, omule. Și jur că aș renunța, dar nu pot iubi pe cineva. Nu știam că-ți plac băieții, dar mie îmi plac fetele. Nu și Sherlock, what the fuck? Numai tu ai cheia inimii mele. Eu îmi pierd cheile de la casă și tu îmi zici că am cheia inimii tale? Bă, mor, bro, a fost o farsă cu versurile melodiei Dulce Amar. Vei apărea în următorul clip. Te omor. Ok, aici am decis să închei toată convorbirea asta, pentru că v-am zis, situația o să devină destul de gay. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză. Nu am nimic cu homosexualii, gay, e totul ok. Următorul este Kitsu Darius. Dacă nu știți cine este el, este un vlogger foarte vechi. Mi se pare că de pe acum 3-4 ani și da, este un prieten destul de bun de-al nostru, așa că hai să-i dăm un mesaj. Man, ias. Mă scol din somn, mă simt pustiu. Vreau un pic de alinare. Păi ce ai? Nu pot să dorm fără să știu. Ce? Răspunsul la întrebare. Fumă, ce întrebare? Mă simt ca în șac, nebun după ea. Dar regele îmi stă în cale. Am impresia că ți-e rău. Ce trebuie să fac să fie a mea? Ok. E doar să pun o întrebare. Pune-o, adică nu mi-e fumă, ei. Hai spune tu. Spune-mi ce-ar zice taică tu. Ar spune da sau nu. Dacă l-aș întreba acum. Ok, deci Kitsu la toate mesajele astea într-un fel s-a prins până la final că este o melodie. A fost destul de haios, să zicem. Dar... da, s-a prins, bă, da, a fost funny, sincer. Haideți să încercăm la Maximilian Ioan, să vedem ce o să zică. Man. Mă scol din somn, mă simt pustiu, vreau un pic de alinare. Ok, nu răspunde, stați puțin, poate mai așteptăm. Ok, o să-i scriu Nevermind, voiam să-i fac lyric prank, deci haide să vă scriem asta, pentru că am așteptat destul de mult. Nevermind, voiam să fac lyric prank, but anyway, eu mă uit zilnic la alea. Fix acum când i-am scris că voiam să fac lyric prank, a intrat pe Facebook. Aoleo, ok, haide să vedem ce zice. Bă, acum te loghezi greu cu mine. All around me are familiar faces. Worn out places. Da, deci n-am reușit să-i facem un max. Haide să încercăm pentru ultima dată fratelui meu. Dacă nu știți cine e fratele meu, e imposibil să nu știți anyway. Este Vlad Munteanu. Deci haide să încercăm să facem asta. Și ca să ne iasă, v-aș ruga să apăsați pe acel buton de like. Să se strângă 15.000.
Conversațiile mele cu Vlad sunt cele mai ciudate conversații ever între frați. Adică nu prea sunt text sau ceva de genul. Noi mai mult le trimitem poze unul altuia. Deci haide să vedem cum reacționează. Bă, ce? Mă scol din somn, mă simt pustiu. Vreau un pic de alinare. Ce pula, mă? Nu pot să dorm fără să știu răspunsul la întrebare. Sun la protecția copilului. Mă simt ca un șac nebun după ea, dar regele îmi stă în cale. Battle. Ce trebuie să fac să fie a mea? E doar să pun o întrebare. Bă, mă sperii, tempul, mă. Ce metafore folosești? De ce nu le foloseai la examen la compuneri? Ceva duțile, du-te-mi. Apare în următorul vlog. Mă așteptam, că ești pro și nu vorbești așa cu mine. Băi, sper că mi-a ieșit, sper că v-a plăcut și vouă. Mă așteptam să iasă destul de bine și a ieșit. Adică, decât să iasă ceva de genul, eu să-i trimit unui prieten un vers din melodia respectivă și să zică, a, tu faci lyric prank. Deci, sunt bucuros că mi-a ieșit cât de cât. Păi dacă v-a plăcut acest episod, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe butonul de like. Haideți să facem o grămadă de like-uri, v-am zis deja câte nu mai trebuie să faceți. Odată, dacă nu v-ați abonat la canalul meu, v-aș ruga să nu uitați să facem canalul ăsta cât mai mare. Știu că nu am mai postat, dar dacă o faceți, mă motivați să postez mult mai mult și mult mai des. Eu am fost Cristi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!